pe Cristina, aici este Bucureștiul, Bucureștiul prietenii noștri de la Exclusiv VIP. Ia să o vedem prin Skype pe Cristina. Ce faci, dragă? Ce bine arăți! Mulțumesc! Ce să fac? Sunt foarte bine, Cristi, mersi de întrebare. Ultima oară când am vorbit, se preconiza că nașterea mea va avea loc chiar astăzi, pe 21 septembrie. Fantastic, ai dreptate. Iată că Emma s-a grăbit, de fapt a știut ea de ce vine în momentul acela, pentru că, nu știu dacă ți-am zis, noi am stabilit numele Emma cu mult înainte să se nască ea. Iar ea s-a născut chiar de Sfântul Emilian. Excepțional. Uite, n-am știut asta. Prin urmare, copilul își vroia ziua de la bun început. Și a ales-o, noi nu înțelegeam cu programările. Da, și-a ales ziua și a zis: auzi, măi muritorilor, nu vă mai faceți planuri, că păi, da. Vi le stric eu. Păi dacă tot se zice că copiii ne aleg pe noi, au ales și ziua în care să vină pe lume. Mi se pare corect. Da. Cristina, abia acum lucrurile încep să fie așezate în sufletul tău, odată ce Emma a venit acasă, odată ce perioada prin care ea, un trup ușor plăpând, a crescut. Da. Cum a fost perioada asta pentru inima ta, pentru sufletul tău, mai ales că în fiecare zi trebuia să faceți cât un pas mic? Da, pot să spun doar așa, că de când s-a născut până când am reușit să o luăm din spital, a fost o perioadă extrem de grea, cu sentimente contradictorii, cu gânduri de tot felul, și pozitive, dar din partea mea erau și destul de negative, adică nu știam ce se va întâmpla, cumva eram pusă într-o situație de asta, aveam o stare foarte ciudată, pentru că nu știam ce se va întâmpla din spital, deși sunt super profesioniști și foarte buni în ceea ce fac. Nimeni nu-ți poate spune că totul va fi perfect, pentru că ar fi lipsă de profesionalism, să spun așa ceva. Și îți spun doar că sunt pași mici, că urmează o perioadă dificilă, că sunt o grămadă de teste și de analize de făcut, că depinde foarte mult de ea, că depinde și de noi, de starea noastră, și atunci cumva stai într-un soi de cumpănă, de sunt și dureri, sunt și bucurii. Ulterior, după ce am dat acasă, totul a decurs minunat și decurge minunat, mi se pare extraordinar tot ce se întâmplă. Habar n-am dacă acum 20 de ani aș fi gândit la fel, nu știu. Mie îmi place foarte mult starea de acum și tot ce se întâmplă cu copilașul. Sunt convins. Pe de altă parte, în această perioadă au fost și diverse păreri de faptul că abia se născuse Emma și de ce te-ai dus tu la mare. Dar nu știu dacă ai fi stat la poarta spitalului, dacă ai fi rezolvat ceva. Da, au fost tot felul de discuții. Eu nu mă tem nici de hate, nici de critici de laude, nici atât. Dar pot spune doar atât. Eu sunt din Constanța, de fel. După ce s-a născut copilul, venind atât de repede și totul era complet nepregătit, am fost împreună cu iubitul meu la mama, la Constanța, să discutăm, să vedem ce avem de făcut, cum facem să o aducem aici, când o aducem. Adică detalii de-astea care normal s-ar fi putut rezolva și prin telefon, dar simțeam nevoia să o văd pe mama, știi? Simțeam nevoia să fiu alături de ea, simțeam nevoia ca ea să fie alături de mine. Și de aceea am fost. Și adevărat, am scos-o pe mama la o cină. Mamă, ce rușine, jap. Am scos-o pe mama la o cină și am pus-o o poză pe Instagram. Mamă, ce am făcut. Da, da, grav. Să nu mai faci, să nu se mai repete, da? Exact. Nici nu se poate comenta, pentru că nimeni nu știe exact ce se află în sufletul unui om sau de ce trebuie să facă anumiți pași. Noi stăm de afară și de acasă, că țara e plină de oameni cu păreri, înțelegi? Cred ei despre diverse lucruri. Am pus o poză cu 20, că erai mai tânăr. Să nebunesc, a fost un compliment, eram acum. Zic, uite, bă, doamna ori nu mai vede bine, ori chiar am întinerit. Da, depinde și de zile, Cristi, știi, într-o zi arăți mai bine, într-o zi mai puțin bine. Da. Bun. Da, pot să spun doar atât, că m-au durut anumite comentarii, adevărat, nu pot să spun că nu mă interesează, ba da, mă interesează, le citesc pe toate mesajele, m-au deranjat anumite mesaje, erau mult prea dure pentru mamă ce făcusem. Pe de altă parte, au fost și mesaje, au fost, ce să-ți spun, mesajele astea de hate au fost foarte puține. Mesajele de încurajare, în schimb, au fost extraordinar de multe. Nu știam, nu mă așteptam, n-am crezut că
se nasc atât de mulți copii prematuri în România. Așa. N-am știut că se nasc prematur atât de mulți de copii, atât de mulți copii. Unul din opt, Cristi. N-am știut această statistică, e chiar impresionant. Este enorm. Așa este. Din fericire, avem medici foarte buni care știu ce au de făcut și deși un copil se naște foarte, foarte mic, pe lângă faptul că sufletul ăsta, copilașul ăsta, gemul ăsta e plin de ambiție, ei știu exact ce au de făcut și datorită lor sunt foarte mulți copii alături de familiile lor acum. E regulă. Hai să punem câteva întrebări, că se supără doamnele pe mine dacă nu mă întreb. În prima întrebare, cu cine seamănă, cu mami sau cu tati? Nu mă știu, habar n-am, eu cred că cu amândoi. Așa, când doarme, nouă ni se pare că seamănă foarte bine cu mine. Aha. Când deschide ochii și e jucăușă așa, seamănă cu Alex. Da. Să vedem, oricum se va schimba de la zi la zi. Bun, mai departe, cine are grijă de băiță, de chestii, de mâncat, cum stăm cu treaba asta? Eu sunt principalul și domnul? Motor. Păi și domnul? Și mama mă mai ajută. Și Alex îi mai dă de mâncare. Lui este un pic teamă acum, este și foarte micuță. Și fragiluță, așa, eu m-am obișnuit să o manevrez, să o întorc de parte pe alta. Dar, într-adevăr, și el e acolo pe lângă mine și mă susține, dacă nu efectiv, moral. E în regulă. Când avem parte de botez? Nu știu, ne-am gândit așa în noiembrie, dar noiembrie. Să vedem. Habar n-am. Nașii nu au fost... știu ce se întâmple. E, noi nu vrem știu. Să facem totuși un botez așa, vesel, cu lume. Mai și greu. Nu știu, dacă se va închide țara... Mai greu. Nu prea cred. Nu prea cred în următoarele două luni, dacă mă întreb. Dar nu mă întreb. Da? Mai departe. Nașii au fost aleși? Da. Au fost, da. Sunt prieteni. Îi cunoaștem? Nu. Sunt prieteni de-ai noștri. Că mai aveam și prieteni în comun și mă gândeam că îi cunoști. Nu, sunt persoane cunoscute, nu. E în regulă. Care și ultima mea întrebare, ca să nu chinuim fata foarte mult, că vorba aia cere copilul dincolo și el la televizor cu nenea ăla. Batman. Da. Deci, care a fost cel mai frumos, cel mai tandru moment de regăsire între tine și Emma? Și Alex, sigur că da... De aici pot să spun doar atât, Cristi, că pe toată perioada spitalizării de o lună și jumătate aveam dreptul să o vizităm o dată pe săptămână. Pot să spun că atunci când ajungeam la spital și intram în salon, unde erau mulți bebeluși, în jur de 8-10, și ajungeam spre incubatorul ei și vorbeam, în momentul ăla fetița mea zâmbea. Ce frumos. S-a părut extraordinar. Nu cred că există bucurie mai mare. Na, astea au fost cele mai, nu știu cum să zic, importante momente de după naștere, pentru că mi-a fost teamă că putând să o vizitez atât de rar, o dată pe săptămână, să nu mă uite. M-am tot gândit să nu, să obișnuiește mai mult cu doamnele de acolo decât cu mine. Dar până la urmă... Asta a fost temerea mea cea mai mare, că stă prea mult timp singur acolo, fără noi. Ulterior, momente tandre sunt în fiecare zi, pentru că în fiecare zi descoperim câte ceva. A fost un moment în care, de care ți-a fost teamă, în care ți-a fost teamă foarte mult pentru ea, pentru voi? Da, a fost primul moment. Atunci când s-a născut, a fost... A fost un moment foarte ciudat. N-am știut dacă va supraviețui astăzi. Acum, din punct de vedere medical, totul e în regulă, copilul a trecut peste... Acum este, a fost așa, e mai mică, dar e perfectă, nu? Păi, având în vedere că s-a născut azi... Bă, ai dreptate, e unul născut. Da. Are timp să crească. Am înțeles. Păi fuga, atunci, băi, e frumos la maternitate la voi acolo. Ce să zic, uite, decor acolo, perdele. E frumos, să văd și niște jucării. Cristina, îți mulțumim. Da, sunt primele încercări. Lecția de mini. Da.
Da, bun. Am aflat informațiile importante. Cristina, îți mulțumim foarte mult. Noi, să știi, că o să te mai întrebăm. Noi mai batem la ușă. Foarte bine. Nu întreba tu de noi, că venim noi din când în când. Că m-ați apelat și vă doresc o zi bună. Cristina, baftă multă, felicitări și cel mai important este ca Emma să fie sănătoasă și să vă bucurați unii de alții așa cum se cuvine. O mamă absolut grozavă, Cristina Cioran. După pauză, doamnelor și domnilor, dramatic, cu zâmbetul pe buze, Dana Marihuana spune: nu mai am niciun ban. Pauză, ne întoarcem.